Anume situația de la Craiova. Prin telefon este în direct cu noi acum chiar patronul universității, domnul Adrian Mititelu. Bună seara, domnule Mititelu. Bună seara. În primul rând vreau să ne lămurim. Ați demis conducerea tehnică sau și-au prezentat demisiile? Nu mai contează asta, efectul e același. Deci mai am Craiova... E mai puțin important asta. Nu cred că asta e problema. Cea mai problema este că am pierdut chiar un joc pe teren propriu și sunt foarte prost în clasament. Așadar, Ovidiu Stângă pleacă de la echipă sau rămâne jucător? El are un contract de jucător cu Universitatea Craiova, sper să-și respecte. Costică Ștefănescu de asemenea, Nicolae Ungureanu, cine se va ocupa de Craiova? Deci până când voi angaja un antrenor care să-și înceapă treaba, sper și asta să se întâmple cât mai repede, se va ocupa Silvian Cristescu împreună cu Daniel Mogoșanu de echipă. Am înțeles. Ce se întâmplă, domnule Mititelu? De ce nu merge jocul echipei? Îmi pare rău, înseamnă că n-ați văzut meciul, jocul echipei a mers astăzi, cel puțin 70 de minute, am dominat meciul de la un cap la altul, am marcat și un gol valabil pe care arbitrii din nou ne-au șuntat, au zis că e 8, o să vedeți că n-a fost offside la 0-0, am avut 2-3 ocazii clare, singur cu portarul la 0-0, ne-au dat un gol la 40 de metri, pe un fond de dominare al nostru, la o vălmășeră pe acolo, a șutat un jucător la galat. Și pe la 0-1 vă dați seama că, cum sunt copiii noștri tineri, au murit. Și 0-2 a venit pe un fond așa de, cum să vă spun, au căzut. Însă până la 0-0 echipa a fost ziua întâi și după, sincer vă spun, deci nu vreau să le iau apărat, după aspectul meciului trebuia să câștigăm noi, nu ei. Am înțeles. Deocamdată însă, iată, rămâneți cu o singură victorie și doar cu 6 puncte, dacă nu mă înșel până acum. Așa este. Și un minus 9 la adevăr. Minus 9 la adevăr. O situație mai mult decât îngrijorătoare. V-ați gândit cumva prin demiterea lui Stângă să creați un șoc la echipă, cum se obișnuiește? Nu, dacă dumneavoastră ați observat, eu am fost foarte loială cu conducerea echipei și i-am luat în brațe și eu cât am putut. Însă, consider că e momentul să facem o schimbare la echipă, pentru că lucrurile au degenerat la asemenea realitate, nu mai poți să îi ții în brațe prea mult, indiferent cine ar fi. Și presiunea asta mare pe care mi-o creează publicul. În situațiile acestea, deci se va ocupa Silvian Cristescu de echipă. Mai de mult mi-aduc aminte de o declarație a lui Silvian Cristescu, el spunea că e gata să intre și pe teren dacă va fi legitimat. Haide să ne așteptăm la așa ceva? Fac parte din declarațiile de picanterie ale... Noi nu mai auzim pe domnul Mititelu, nu știu dacă mai este în legătură. Alo. Nu vă mai auzeam, scuze. Vă întrebam dacă e posibil ca Silvian Cristescu să... Nu e posibil. Am înțeles. Deci acum rămâne la atitudinea, să-i spune domnului Stângă, dacă va mai continua ca jucător la Craiova și nu... El dacă este corect cu mine și cu Universitatea Craiova, trebuie să-și respecte contractul care îl are de jucător și eu spun că nu-i cad galoanele dacă continuă ca jucător la Universitatea Craiova. Dar l-ați întrebat dacă ar vrea să mai rămână? Ați apucat să vorbiți cu el? Păi n-am apucat să vorbim, vă dați seama că după un asemenea meci care l-am avut în mână și l-am pierdut și situația care ne aflăm, noi n-am mai avut timp să discut cu el. Nu că n-am mai avut timp, n-a fost nici momentul și nici locul potrivit să vorbim de chestia asta, pentru că trebuia să mă gândesc ce voi face de mâine încolo, pentru că toate problemele sunt pe umerii mei și până la urmă eu răspund de tot ce se întâmplă la echipă. Așa e, mai ales în fața suportelor, dumneavoastră o să păi fiți deja primul cerut, jurat, să deja mi-au cerut un grup așa răzlet să plec. Vă dați seama că eu acum sunt de vină că Bornescu ia gol la 40 de metri, că pârbura tă din 4 metri de două ori, eu sunt de vină. Poate că, nu știu, mă gândesc și eu, poate că ar trebui totuși să angajați și un psiholog la echipă. Trebuie să vă gândiți că am cheltuit în 15 luni, am cheltuit 4 milioane, am nopți dormite, am două vacanțe nefăcute și o situație tensionată în familie din cauza fotbalului și acum, ca răsplată, îmi iau niște înjurături și niște invitații să plec.
Știți cumva ce se întâmplă cu Bornescu? Pe vremea când sezonul trecut Craiova era în B, spuneați că este chiar portar de național, acum ia goluri de la 40 de metri. Ce să vă spun? Dacă aș ști ce se întâmplă cu el, ar fi și mai simplu pentru mine să realizez. Dar nu pot. Sper să fie totuși o pasă proastă și să termine cât mai repede posibil. Am înțeles. Mulțumim mult, domnule Mititor.